Charles al III-lea a devenit rege după decesul mamei sale, va fi încoronat pe 3 iunie 2023. Anunțul nu este oficial, dar informația a fost dezvăluită de apropiații ai guvernului. Palatul Buckingham nu a comentat. La acea dată se vor împlini 70 de ani de la încoronarea suveranei defuncte Elisabeta a II-a. Ceremonia de încoronare a regelui Charles al III-lea va fi mai modestă decât cea a reginei Elisabeta a II-a, dar va fi momentul central al unei serii de festivități.